Bun găsit, doamnelor și domnilor, la România, în realitate. Sunt Dana Maxim și astăzi vreau să discutăm despre emoție și despre valori și despre copilul din fiecare dintre noi. După tot ce ni s-a întâmplat în ultimul an, în care am învățat cumva să resetăm interacțiuni, să redimensionăm comunicarea, iată, suntem în punctul în care. Unii o luăm de la capăt, spunem start și de la capăt, alții probabil că am ajuns să continuăm pe alte coordonate. Am invitat astăzi în platou un om care știe, o să vedeți, să îmbrace orice idee într-un proiect extraordinar pentru copiii voștri. Mădălin Guruianu este numele lui, este șeful biroului marketing al operei comice pentru copii. Mădălin, bine ai venit! Mulțumesc, da! Am emoții, sper că nu ai mai mari decât tine. Nu, no, sunt uh, foarte onorat de această invitație și abia aștept să discutăm despre tot ceea ce ai anunțat. Aș vrea, uh, la început, să. Aș vrea să înțeleagă cei care ne urmăresc uh, cât de important este ceea ce se întâmplă acolo la voi. Este mai mult decât o instituție de cultură. Este o poveste practic fără sfârșit, o saga, de ce nu, cu legende, cu povești, cu uh, proiecte care trec dincolo de scenă, care merg spre cursuri, spre festivaluri, până sub podul grant. E o întreagă, o întreagă lume acolo. Și sper că după această perioadă de, iată, un an, numărul spectatorilor să fie mult mai mare decât cel pe care îl știu eu. Da, nu ne plângem, nu ne-am plâns nici măcar de ultimul an când am avut o mulțime de, de proiecte, chiar dacă, evident, n-am mai putut avea multe spectacole în sală. Dar am avut o stagiune imensă, adică peste 100 de spectacole în curtea Operei Comice pentru Copii, asta ca să vorbim scurt doar de anul trecut. Dar revin la ceea ce ai spus, provocarea e foarte interesantă. De ce e atât de important ceea ce se întâmplă la, la Opera Comică pentru Copii? Pentru că noi spunem că de acolo se pun bazele publicului pentru tot ce înseamnă cultură în România și de ce nu în lume. Publicului elevat. N-aș spune elevat. Uite... Cred că noi am încercat să schimbăm puțin paradigma. N-aș spune că, uh, cel puțin pentru copii, trebuie să te refere exclusiv la o cultură elevată. Ne place să credem că de acolo publicul va merge după aceea fie la filarmonică sau la operă, dar și la teatru sau la cinema, va valoriza cu un, un pic altfel tot ceea ce înseamnă viața viața artistică. Cred că e foarte important pentru un copil să facă asta, iar România și București un mod special este să. Spune, Trebuie să recunoaștem un caz fericit pentru că o asemenea instituție nu mai există în lume, o instituție care să se ocupe exclusiv de copii și să valorizeze muzica da, cred clasică. Că e foarte important să subliniem uh -huh. asta că este singura instituție culturală din lume dedicată exclusiv copiilor pe acest profil de muzică clasică. Uh, există, evident, multe opere din lume, inclusiv Opera Națională București, care au spectacole pentru copii, dar sunt anumite spectacole, câteva până la urmă în, în repertoriu. Ceea ce se întâmplă la noi este că sunt peste 50 de titluri dedicate copiilor, multe din compozitori celebri, din compozitori consacrați, uh, hai să vorbim doar de cele pe care le jucăm acum, ca să, ca să pornim de la ceva. Avem un balet Pinocchio sau avem Hansel și Gretel, poate cea mai cunoscută operă pentru copii. O să montăm în curând Carmen, poate cea mai celebră operă a tuturor timpurilor. Aveți sunetul muzicii, Răzvan Mazilu. Avem Mazzini. sunetul muzicii, avem, uh, sunt Spărgătorul de nuci, sunt titluri foarte mari, Răpirea din Serai, Flautul fermecat, ca să vorbim și de, de Mozart, evident. Um, ceea ce încercăm să facem acolo este să aducem această senzațională muzică verificată și răzverificată în, în aceste sute de ani de când au fost ea compusă, dar să o aducem cumva la zi, să o aducem pe gustul copiilor. Regizorii sunt fascinați tot timpul de a încerca să o transpună în pielea copiilor, pentru că nu e ușor să montezi pentru un copil care nu are răbdarea unui adult, care nu tace cum tace un adult, care nu așteaptă pauza ca să spună ceva celui de lângă el. Și atunci, evident, trebuie tot timpul să fii în, pe gustul lor, dar în același timp să le dai muzica aceea senzațională. Și bineînțeles, balet și operă, operetă, musical, vorbim de toată gama de, de spectacole. Aș vrea să știu cum ai acceptat și apoi cum ai suportat tu toată această perioadă, pentru că unui comunicator este clar extraordinar de greu să lucreze doar în online. Știi că stăteam să mă gândesc dacă am avut probabil vreo câteva Ore de dubiu în echipă, dar nu mai mult. Pentru că, în data de 8 martie, mi-aduc aminte, am avut ultimul spectacol la sediu. Pe 7 martie aveam premiera cenușereasa, Rosini, o senzațională premieră cu două distribu trei distribuții, că jucasem vinerea, aveam premieră pe 7 martie, pe 8 și pe 9 martie. Și s-a decis starea de urgență și nu s-a mai putut juca nimic. Vă dați seama, noi aveam deja premiera, erau foarte multe spectacole programate și vândute. Și vândute Ca deja. să nu mai vorbim de bugete deja consumate pentru exact. spectacole. De asta spuneam că eu cred că au fost câteva minute sau ore, dar nu mai mult, pentru că din acel moment ne-am decis că trebuie să intrăm foarte puternic pe online. Adică... Am început să difuzăm și am difuzat exact premiera despre care vorbeam, cenușerea asta. Am mai avut la foarte scurt timp o premieră care urma să aibă uh, loc în sala underground cu fița roșie de balet și care și ea a fost difuzată online. Ambele au avut zeci de mii de vizualizări. Adică am avut mult mai mulți spectatori decât am fi putut avea uh, la sediu. Și după aceste două premiere am dat drumul aplicației. Pentru prima dată în România era o aplicație dedicată copiilor, spun prima dată în România pentru că în zona aceasta de instituții de cultură, instituții de stat care să facă o aplicație care să fie contra cost și care să nu fie complet gratuită, sigur, există toate producțiile care se difuzează 24 de ore sau uh, o vreme gratuit, dar în rest trebuie să plătești. Este o sumă modică, spunem noi, vorba de un leu pe zi. Dar până la urmă există un cost pentru că la opera comică tot timpul am încercat să privilegiem oamenii, dar să-i și conștientizăm de valoarea muncii pe care ei o, o au. De asta cumva pot să spun și îți mărturisesc că nu doar eu, întreaga echipă de comunicare, chiar și artiștii toți și tehnicienii au muncit foarte mult anul trecut. Asta s-a întâmplat în martie, aprilie, mai, pentru că de la 1 iunie, cum ți-am spus, am început pe scena exterioară. Noi am avut o scenă exterioară care a funcționat non-stop în fiecare weekend din iunie până la sfârșitul lunii octombrie. 100 de producții s-au jucat cu casa închisă, să-i spun așa, deși evident n-aveam voie decât 30% din public, dar totuși erau 140-145 de persoane în, pe scena exterioară pe care aveam în curtea opere comice pentru copii. Și asta vorbesc doar de spectacole. Pentru că pe lângă spectacole, tot în curte am avut Aventura parc, Școală de șoferi, ateliere, ateliere multe, nu doar online, imediat revin și la acelea. Am avut un râu navigabil, am avut o grădină cu fluturi și dinozauri, am avut foarte multe atracții, în așa fel încât copiii să se simtă, hai să-i spunem, ca într-un fel de Disneyland cultural, dacă vrei. Am încercat să, să le creăm această senzație că timpul pe care îl petreci, în general, la noi copiii sunt. Mici vin împreună cu părinții, dar timpul acesta de calitate petrecut în, în familie, mi se pare că e una dintre cheile pe care opera comică încearcă să le fructifice de ceva ani buni. Mi-e, mie e foarte greu să te întrerup, e o plăcere să te ascult. Vreau să spun doar că pe acel scaun se prindă mulți politicieni, și știu că tu ai cochetat la un moment dat cu politica. Mi-am propus să nu discutăm despre această zonă. De ce ai ales opera comică? Adică, mă, nu ai fost un cu politică? Și tu des... chiar ai fost un activist? Am fost chiar mai mult decât atât. Am intrat în politică, dacă vrei, foarte scurt, pot să spun. Am intrat independent, aveam o asociație care m-a susținut, era în orașul Sfântul Gheorghe, nu. Nu, în București, în da, județul Covasna. aș vrea să Covasna. știți cum mai ajuns la opera Cum Acum îți spun imediat. Uh, pentru că ține că foarte interesant. mult de, de traseul acesta. Am intrat consilier local independent în, în Consiliul Local din Sfântul Gheorghe. Mă interesat foarte mult cultura, mă interesau tinerii. Încercam să provocăm și acolo o mișcare foarte mare și pe multe, pe multe paliere interesante, dar care aveau la bază tinerii, nu neapărat copiii. Trebuie să recunosc că aveam un... Uh, un public puțin mai mare decât este la opera comică, dar ulterior, doamna Felicia Filip și maestrul Mihailescu, cu care creasem anumite lucruri și în Sfântul Gheorghe, adică, de exemplu, o școală de vară la uh, Centrul de Cultură din Arcuș, unde dânșii au fost invitați de onoare și au susținut acolo o serie de workshop cu unii dintre artiștii care acum sunt la opera comică pentru copii și care atunci erau studenți. Dintr-o întâmplare, mi-aduc aminte perfect pe... Ca să vă spun doar două nume, Oana Șerban și Fang Shuang, au fost siguri când erau studenți în Arcuș și au fost într-o gală pentru oamenii din, din Sfântul Gheorghe. Și ulterior, când însă a ajuns director, noi veneam la București să vedem spectacole, evident, și am invitat spectacolele opere comice pentru copii în festivalurile din Sfântul Gheorghe. Și acolo mi-am dat seama ce proiect fabulos dorește să creeze doamna și maestrul în acest context al, al Bucureștiului și al unei asemenea instituții unice și am făcut pasul care a venit cumva la pachet cu renunțarea la, la politică. Mai ai vreun regret acum când urmărești ce se întâmplă pe scena politică? Pentru -am că avut mă uit la tine știu ce ai făcut la opera comică și mă gândesc ce marketing politic ai fi putut să faci. Să știi că n-am -am avut niciodată un regret pentru ceea ce s-a întâmplat înainte. Am intrat, cum spuneam, în politică undeva în 2008. Am renunțat în 2016, după ce câștigasem al treilea tur de alegeri. numesc câștigat pentru că în Sfântul Gheorghe sunt destul de puțini români și atunci partidele cumva UDMR-ul um, câștigă evident de fiecare Am dată pentru că au majoritate. Înțin. Cum? Un monopol, zic. E un fel de monopol când da. sunt de 75% din, din populație. Dar am încercat să schimbăm puțin paradigma și trei rânduri de alegeri locale. Ca să nu le mai spun pe cele prezidențiale, au câștigat tot timpul candidații pe care am susținut noi și pe care câteva campanii chiar le-am condus în, în întreg județul Covasna. Dar asta a trecut. Asta a fost o, să-i spun așa, o etapă pentru că. Nici nu am intrat de la început în politică de când eram, să spunem, la facultate de filozofie sau imediat după aceea când am lucrat o vreme în teatru Andrei Mureșanu din, din Sfântul Gheorghe. Um, mi s-a părut că este o etapă, adică nu era un scop, era un mijloc. Un mijloc pentru a încerca să fac anumite lucruri sau să duc niște proiecte mai departe la un alt nivel pentru tinerii cu care lucram atunci. Asta înțeleg și acum. Să fac ceva nu e neapărat un scop. Nu e un scop în sine să ieși la pensie de la opera comică pentru copii. Dar e un mijloc fabulos de a încerca să crezi cât mai multe lucruri bune și să schimbi cu totul paradigma a viziunii. Și cred că te-ai redescoperit artei. și pe tine. Ți-ai descoperit poate o latură pe care nu o știai, și ți-ai redescoperit niște valențe. E imposibil la ce se derulează acolo. Și aș vrea să revenim puțin la terapia pe care o faceți acolo. Dincolo de orice, arta cred că nu ar trebui ridicată pe un soclu. Da? Absolut. Și uh, sunt mulți părinți care vin acolo cu cei mici, poate din snobism, poate uh, pentru că găsesc acolo un refugiu uh, la gadgeturi, la televizor. Ceea uh, ce nu e rău deloc. Decât să îți duci copilul în parc. Uh, da. Uh, dar dincolo de asta, simți că există maturi care vor să orienteze copilul spre altceva, decât spre mult. o pierdere de vreme în alt loc? Sigur. Cu un alt scop? Cu siguranță. Sunt mai multe paliere de părinți cu care, cu care interacționăm în, în ultimii ani. Um, dar aș spune că cel mai important este tocmai ce ai spus și tu la început. Nu vorbim foarte mult de a ridica arta pe un soclu inaccesibil și de a o face uh, ceva în care trebuie să fii cumva inițiat și să ajungi acolo și doar aceea înțeleg despre ce e vorba. Nu. Noi vorbim de o artă pentru copii și o artă care ar trebui, cum spuneam, să schimbe paradigma și să nu spună muzica clasică e acea muzică pe care o ascultă câțiva oameni de elită. Nu. De asta cumva te-am contrazis când, când spuneai de, de, elită. Noi credem că muzica clasică este necesară pentru orice om din lume. Dacă când spunem asta, nu e doar un slogan. Adică încercăm să le spunem oamenilor că dacă ar asculta muzică clasică în fiecare zi și cred că din ce în ce mai mulți o fac dintre cei care vin la, la opera comică, atunci efectiv viața lor se schimbă. Când pornești cu cinci ateliere care au în jur de 100 de copii, și ajungi în 4 ani să ai 27, 28 de ateliere. Acum avem 27, am avut și 30 de ateliere. Să treci din pragul de 600 de copii care îți vin săptămânal la opera comică și fac fie ballet, step, dezbateri, dansuri, dansuri populare, dansuri moderne, foarte multe, actorie, scriere creativă. Vă spun multe ca să înțelegeți contextul plajei largi de, de, de obiective e pe care, care și le propune. Sunt foarte multe cursuri. Uh -huh. Ați făcut un studiu de piață? Adică cei mici vin spre, spre opera comică și cer asemenea cursuri? Sau uh, propuneți a fost ambivalent, să-i spunem. Ei. Au avut, am avut și propuneri din partea lor și atunci am încercat să găsim artiști de genul acela care puteau să, să creeze un atelier așa. Sau am avut proprii noștri artiști care au propus ei niște ateliere și am văzut că aveau succes. Ultimele, să-i spunem așa, cel de zumba sau cel de scenografie au, sau de ceramică, fotografie. Și anul acesta fac... În premieră, unul de filozofie pentru copii, un curs extraordinar la care deja um, cererile sunt destul de multe, și din nou e un domeniu foarte puțin speculat. Da, Eu am terminat facultate de filozofie. Cu, bă, cu copii tineri de 13, 14, 15 ani, Așa preadolescenți. E. Chiar și mai mici. Am început Care se descurcă da. vorbind liber. Am început dezbateri cu ei acum uh, 5 ani. Eu am făcut dezbateri foarte mult. Timp de 15 ani am condus clubul de dezbateri din, din Sfântul Gheorghe. Am avut oameni cu copii, cu care am ajuns, tineri, adolescenți, cu care am ajuns în campionatul național sau în finale de, de campionate naționale. Unii dintre ei, cei extraordinari, au ajuns în finale de campionat mondial chiar sau european. Dar important e că acum ne ducem spre o altă zonă. Am coborât puțin pragul și mergem la copii pentru a iniția cumva în această zonă. Să nu cumva să le treacă, sau nu că nu cumva, poate că e greșit spus, um, hai să spunem așa, să nu existe o zonă în care să simtă o frustrare, pentru că Bucureștiul acesta are tot, îți oferă tot ceea ce îți dorești. Dacă tu, părinte, chiar vrei să faci un anumit tip de curs, eu cred că Bucureștiul este unul dintre acele orașe fericite care îți poate oferi acest, acest plej de a avea de toate, de a avea mari artiști cu care să-ți inițiezi copilul în, acel, în acea zonă de interes, fără neapărat să devină balerin sau, sau actor, dar de a învăța ceva, de a avea un alt tip de educație. Genul acesta de educație non-formală cred că a fost visul meu de când am terminat facultatea facultate de, de filozofie. N-am vrut să predau încă, încă de atunci, mi s-a părut că formalismul de la școală, nu spun că nu există școli, care încurajează educația non-formală, dar mi s-a părut că formalismul acela de la școală împiedică puțin buna, buna funcționare și uh, genul acesta de a influența, a avea discipul, a încerca să fie un mentor pentru ei, nu doar un profesor care le transmite informații. De ce crezi că uh, sunt un public atât de exigent copiii? Uh. E o foarte probă simplu de pentru foc că pentru artist, pentru regizor, pentru toată lumea. Pentru toată lumea, tot timpul. De ei ce? Nu știu pentru să că ei reacționează instinctiv. Nu știu să simuleze? Exact. Ei reacționează instinctiv. Dacă lor nu le place, este evident că vor începe să vocifereze, să vorbească sau să spună ceva sau să întrebe ceva. Nu tot timpul e rău că ei vorbesc, pentru că s-ar putea că toată ceară o clarificare de la părinte care, dacă îi răspunde foarte repede și intră în acest în acest joc s-ar putea să fie din ce în ce mai interesant de, mai interesat de, de, ceea ce se întâmplă. De aceea artiștii noștri sunt cumva obișnuiți să nu fie deranjați de replicile din sală. Câteodată sunt și întrebați da, de către cei din sală sau din contră. Ei îi provoacă și îi întreabă. De asta e publicul într-adevăr cel mai exigent, dar și cel mai interesant pentru că feedback-ul este instantaneu. Da. Șase ani este vârsta optimă despre care specialiștii spun că ar fi bine să, 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 orientăm copiii spre această zonă culturală. Cum arată tipologia copilului care vine la opera comică, nu a părintelui, a copilului. Da, uite, o să spun că, da, într-adevăr, între 5 și 7 ani sunt cea mai mare parte din public, din publicul nostru, este între 5 și 7 ani. Dar am, avem foarte multe exemple de copii care vin și sub această vârstă. De ce? Pentru că înțelegi un alt tip sau un alt nivel de înțelegere. Cred că, de fapt, arta, despre asta e vorba în artă, în general. Să creezi un produs care să fie, sau fiecare să ia ceea ce are nevoie, dacă vrei. În momentul în care copilul tău are doar 2 sau 3 ani, pentru că am văzut și um, copii de genul acesta care vin, unii dintre ei chiar în brațele, în brațele părinților lor. Dar ascultă muzică de un anumit nivel. Să asculti muzică de Mozart live, cu o orchestră mare în scenă, ă, asta deja e un lucru bun din toate punctele de vedere. Chiar dacă nu înțelegi tot ceea ce se întâmplă, evident că la 2-3 ani asculți ceea ce muzica. Nu poți să înțelegi complexitatea operii. dar nu despre care asta care ne e vorba. Ascult, care ne văd și ne ascultă, probabil că acum ar spune, cum să-mi duc copilul la 5 ani să asculte Mozart? Cum pentru să... că pe scenă... Mozart e ok, e un compozitor uh -huh. pentru și pentru copii, dar cum să-mi aduc eu copilul la operă, la operetă, la musical? Uh -huh. pentru cum că... i-ați convins că trebuie să convingi întâi Asta maturul? Asta spuneam, pentru că ce-am încercat noi să facem a fost o schimbare de paradigmă. Până să ajungă doamna director acolo, opera comică pentru copii funcționa cumva pe o paradigmă Oarecum elitist, aș spune, pentru că nu avea foarte mult public și, într-adevăr, cei mai mulți dintre copii veneau cu această senzație pe care ai, uh, ai descris-o adică și dacă tu până îi place acum. Exact. opera, își aduce și adică copilul. Adică era destul de puțin public, trebuie exact. să recunoaștem. În momentul în care tu schimbi paradigma și spui tu de fapt vii și vezi Jack și Vrejul de fasole, care e un balet senzațional în care sunt foarte multe păstăi pe scenă și un Jack și o văcuță care dansează extraordinar. O scenografie extraordinară. Exact. N-ai cum să nu vii, adică tu copil, poate că nu înțelegi toată complexitatea baletului. De asta și spuneam că sunt paliere de vârstă. La 3-4 ani, probabil că o să-ți placă foarte mult costumele și col culoarea și tot ceea ce se întâmplă, dinamica de pe scenă. Dar cu cât crești în vârstă, cu atât vei înțelege mai mult și de ce nu, la un moment dat, realizezi tot impactul pe care îl are Jack și Vrejul de Fasole, ca să vorbim doar de baletul care este în, în martie, creat extraordinar de doamna Corina Dumitrescu. Spuneam că, în general, creatorii de la Opera Comică, pentru nu în general, toți creatorii, știu că în sală este genul acesta de public exigent. Și atunci trebuie cumva să ai mai multe cârlige cu care să-l să apuci. Plasa asta de siguranță este în așa fel uh, construită încât să pui la un loc puterea artiștilor, a compozitorilor, a balerinilor, să strângi cumva totul într-un produs care evident să-ți rămâne în minte multă vreme după ceea ce vezi. Și multă vreme să rămâne în minte după ceea ce îl vezi pentru că, din nou, parte din schimbarea de paradigmă de care vorbeam, uh, noi am... A dus foarte multe obiecte din spectacol pe care tu le poți lua acasă. Poți să-ți cumperi cană, poți să-ți cumperi magnet, poți să-ți cumperi puzzle, poți să creezi cu copilul tău un puzzle cu personajul principal și, și ai da, încă o dată exact, ocazia să vorbești. Aveți niște promoționale care, practic, acoperă stagiuni. Da? Și um, a a aș vrea acum să te întreb um, dacă tinerii își pierd de la o anumită vârstă interesul pentru activitățile extrașcolare, pentru că tu interacționezi, ai interacționat cu, cu, foarte mulți tineri până la adolescență și peste. Nu, îți pot spune Există că Există o contra. vârstă anume, nu. dincolo de care ei nu mai acceptă acest tip de activitate culturală? Aș spune că e cumva invers. Cu cât cresc în vârstă, genul de activități de extracurriculare sau non-formale îi apropie. îi apropie mult mai mult și îi atrage mult mai mult. Dacă ești acolo, dacă ești la momentul potrivit și reușești să-l direcționezi unde trebuie, atunci fii sigur că el va face voluntariat, așa cum și fac mulți voluntariat la opera comică. Cred că avem peste 100 de adolescenți, aceștia sunt liceeni deja, care vin și fac voluntariat la noi. Dar vorbesc de oameni care dacă cumva ești acolo când ei au nevoie. Energia lor este fantastică, și în momentul în care tu îi direcționezi spre ceea ce contează cu adevărat, sigur că ei și aleg să facă voluntariat sau să, facă, mă, să participe în asociații civice sau să facă mișcările acelea de curățenie sau toate lucrurile acestea în Sfântul Gheorghe le-am propus, le-am promovat, am participat la ele în condițiile în care le conduceau alți oameni și mi s-au părut extraordinare. Iar pot să vă spun că generații întregi de tineri efectiv au crescut. Altfel și au altfel de, de gândire și de mentalitate. Mie mi s-a părut, și nu doar mie, că relația asta între școală și cultură a devenit aproape inexistentă. Adică, sunt școli care vin, își trimit elevii în grup la opera comică, da? pentru că despre asta vorbim, mai bifează o activitate în curiculă, și cam aici se oprește totul. Concluzia este tristă și dură, cred. Tinerii sunt dezinteresați de cultură și întrebarea e ce anume îi descurajează? N-aș generaliza poate un pic. Cine sau cine îi descurajează? N-aș generaliza. Într-adevăr există cadre didactice, precum ai spus, precum ai spus tu, dar există și altfel de cadre didactice. Am întâlnit, de lungul acestor ani, oameni ultra dedicați, oameni care, care ne cereau cumva DVD-uri, că de exemplu avem DVD-uri cu niște spectacole, ne cereau DVD-uri ca ei să le pună în clasă și pe urmă să comenteze vreme de două sau trei ore ce se, întâmpla, ce se întâmplă într-un anumit spectacol. Um, sau oameni care ne cereau cumva informații suplimentare tocmai pentru a duce mai departe experiența. De asta spun, n-aș generaliza, există și genul acesta de cadre didactice, dar există și altfel de profesori. Importantă e ponderea. Uh, e adevărat. Cred că, până la urmă, ce trebuie să facem noi, sau pe ce ne-am axat noi în mod deosebit, a fost să-i sprijinim pe aceștia, din urmă, despre care vorbeam. Adică, în momentul în care reușești să creezi, picătură cu picătură, până la urmă, uh, mai multe zone de interes care, la un moment dat, poate se grupează și reușesc să creezi o anumită schimbare, nici nu pot spune acum că ne propunem. Uh, chiar să cred, sau nu avem pretenția că am putea schimba toți copiii din din București, dar cu siguranță putem schimba o mare parte din ei. Gândiți-vă că înainte de pandemie am avut un public cifrat undeva pe la 200.000 de oameni. Când 200.000 de oameni în condițiile în care sunt cam 250, 260.000 de elevi în București, când ai 200.000, sigur și cu părinți Asta înseamnă că totuși cam jumătate dintre ei au trecut măcar o dată pe la opera comică pentru copii. Asta spune ceva și cred că poate într adevăr influența publicul cum spuneam de la toate celelalte instituții. Ai uh, identificat vreun deficit uh, emoțional la un vreun spectator pe care l-ai întâlnit? Uh, cum crezi că înțeleg ei uh, spectacolul în sală ca pe o lecție la școală, ca pe o joacă, hmm. cum percep? Cum spuneam ceea din nou, ce cred întâmplă? că depinde foarte mult de vârsta lor. Uh, sunt copii care vin după spectacol cei mai expansivi, cei mai extrovertiți, extravertiți, care ne povestesc, vor să ne împărtășească lucruri, vin în foaier, vor să participe la atelier, ne spun de ce le-a plăcut, de ce și au fost să de acord. Rog, să spui despre turul din spatele cortinei, mi se pare o, o chestie Sigur. extraordinară. Da. După spectacol, copilul să meargă în culise, în spatele, în spatele scenei, în cabine, până și în biroul managerului, da, ca să vadă toate mașinările, tot ce se întâmplă, toată industria din spatele spectacolului. Așa este. Pe majoritatea dintre aceștia de care vă povesteam, i-am întâlnit personal în aceste tururi pe care le făceam, uh, uh, tururile în spatele cortinei. Era o echipă mai mare de oameni, dar mi-a făcut mare plăcere să, să fac și eu aceste, aceste Acum mai tururi. Faceți de când ați uh, în reluat? momentul acesta nu prea ne permite nu prea mai legalitatea. Spectatori. Nu, ar fi spectator. Noi jucăm în continuu cu 127 de spectatori. Am avut în ultimul weekend cu Eros și Valea uh, Iubirii patru spectacole. Weekendul viitor avem din nou patru spectacole cu Pinocchio, Ballet și pe urmă cinci spectacole cu Hansel și Gretel. Majoritatea sold, sold out. Toată luna martie este pusă în, la, la vânzare. Uh, credem că deocamdată sunt spații destul de înguste prin care ar trebui să mergem în acel tur în spatele cortinei și am preferat A, să mai așteptăm de un pic uh, distanțarea, să vedem cum, cum, se mai, uh, cum se mai mișcă lucrurile. Dar, într-adevăr, tururile în spatele cortinei sau, cum vă spuneam, copii de genul acesta care te întrerup și care îți povestesc ei peste și îți spun de ce au înțeles asta sau uh, cum de personajul respectiv este într-un anume fel și nu în altul, genul acesta de copii îți dai seama că au fost prinși cu totul de, de spectacol și că or să țină minte experiența asta mult timp. Sunt și genul celălalt de copii uh, introverti sau de copii care gestionează puțin mai mult și mai interiorizați. Dar dacă reușești, tot în de, de, experiență din tururile, din spatele cortinei vă spun, eu sau colegii mei, colegele mele, uh, când reușeau să intre până la urmă pe sub pielea lui cumva și să-l facă să vorbească, ne dădeam seama că au câteodată niște adâncimi extraordinare și că înțelesese perfect despre ce e vorba, poate chiar mai mult decât uh, uh, credeam noi. Pentru că de asta spuneam că în arta de adevărată valoare există paliere de înțelegere. În momentul în care tu reușești să te raportezi de fiecare dată la ceea ce cunoști până în acel moment, când copilul încearcă să crească puțin mai mult la nivelul de emoție și de înțelegere, cred că ți-ai atins uh, ținta. Ne tot spun uh psihologii, să nu facem din copii clonele noastre, un apendice robotizat, da? Dacă un părinte citește o carte, automat și copilul va imita, da? Prin imitație poți să scoți ceva de soi din copilul tău. Crezi că și-au pierdut părinții interesul legat de devenirea copilului lor mai sunt preocupați de ce o să facă cel mic în viață? Adică Iar... este atât de mare ecartul între problemele celor mari și nevoile celor mici? Iar n-aș generaliza. Oameni și oameni. Sunt toate categoriile pe, pe piață, să-i spun așa. Cei mai mulți dintre spectatorii noștri, cu siguranță, sunt foarte interesați de viitorul copiilor lor, pentru că de asta îi aducă la opera comică pentru copii, de asta le propun atelierele pe care le avem, cum spuneam, să aproape o mie de copii care vin la ateliere. Avem ateliere de creație în hol, care înseamnă că, practic, tu reușești să creezi câte ceva în fiecare weekend să pleci cu el acasă. Aș spune că genul acesta de părinți foarte interesați reușesc doar să profite de ceea ce se întâmplă frumos în București și în România. Faptul că multă lume vede doar părțile negative sau părțile nereușite ale sau ale orașului, evident, nu spunem că uh, nu există sau că totul e roz, dar dacă ai centra copilul foarte mult pe zona aceasta pozitivă, cum de exemplu doamna Felicia Filip spune constant, nu numai în interviurile și în declarațiile domniei sale, cred că într-adevăr atunci schimbi puțin paradigma și te duci în zona uh, pozitivă a lucrurilor și a viziunii până la urmă cu care poți să schimbi realmente pot să schimb. De altfel, doamna Felicia Filip, cred că e un exemplu prin ea însăși de reușită în viață, în condiții nu tocmai ușoare și care a reușit să urce pe cele mai înalte culmi și acum să lucreze pentru copii. Da, extraordinar. Crezi că au nevoie copiii de această formă de socializare din sala de spectacol? Nu numai din sala de spectacol. Cred că au nevoie de forma aceasta de socializare cu oameni interesanți care să le capteze foarte mult atenția. În momentul în care tu reușești să ai atelierele micul artist sau atelierele de creație, magazinul și pe de-o parte toate atracțiile din curte în care ei intră în pielea personajelor cumva sau personajul însă și se vede cu el și dă mâna cu el la în spatele cortinei. Genul acesta de experiențe n-ai cum să le uiți. Adică sunt lucrurile acelea... Uh, Uite, ți-aș putea spune foarte scurt, mi-am adus aminte o poveste. Mama a fost actriță, a ieșit între timp, între timp la pensie. Dar uh, când juca la Brăila, într-un spectacol pentru copii, mi s-a spus, vag îmi mai aduc aminte, ea juca vulpea și la un moment dat interacțiunea cu sala a fost, îi întrebau ce să-i facem copii, cum să o pedepsim pe vulpe, că evident nu era personajul pozitiv, era cel negativ. Și când toți au spus, nu știu, să-i tăiem coada sau ce-or fi spus ei acolo în, în sală, eu am reacționat și am zis, dar nu-i faceți rău că e mama. E bine, genul acesta de reacții, evident, probabil eram foarte, foarte mic. Genul acesta de reacții ar trebui să-l aibă toți copiii, ca să-i spun așa, chiar dacă mama lor sau părinții lor sunt artiști sau nu. Pentru că în momentul în care ai genul acesta de implicare în care vrei să se întâmple lucrurile și tu crezi că le poți schimba, până la urmă asta e schimbarea de mentalitate de care vorbeam. Tu chiar poți schimba lucrurile și poți crește generația aceea de oameni care, ca la debate, înveți că lucrurile din jurul tău pot fi schimbate de orice om. Spectacolele voastre au fost mereu, la final, cu aplauze interminabile. Ce crezi că mai au de recuperat tinerii? Cred că o să avem acum o intervenție în jurnalul de ora 13, dar până atunci. Chiar acum ne întrebăm Iată, chiar acum e. La emisiunea România în Realitate Colega mea, Dana Maxim, îl are ca invitat pe Mădălin Guruianu Șeful biroului marketing al operei comice pentru copii Bună ziua, Dana, despre ce discutați? Bun găsit, Ștefana Bun găsit, domnilor și domnilor L-am invitat pe unul dintre Cei mai prolifici, cred Creatori de proiecte culturale Pentru copii Este cel care se ocupă de toată industria de marketing din spatele um, operei comice pentru copii, singura instituție uh, din lume dedicată exclusiv copiilor care um, văd aici opera, operetă, musical, ballet și așa mai departe. Mădălin, cum i-ai regăsit după aproape un an uh, în online pe micii telespectatori fideli ai operei comice? Fascinați și fascinanți! Cu toți au umplut sălile până la refuz. Asta ne-a bucurat în mod deosebit. Am avut patru spectacole în fiecare weekend și urcăm la cinci spectacole în fiecare weekend cu aceeași producție. Și vorbim, bineînțeles, de opera, operetă, musical, ballet. Toate se pare că au un succes extraordinar pentru că lumea vrea să vină la, la spectacole. De altfel, cred că în viața culturală din București. A arătat cât de mult uh, Oamenii își doresc să vină la teatru Pentru că toate sălile sunt pline După cum uh, am constatat uh, Ne bucură în mod deosebit re Reluarea activității Noi n-am stat nicio clipă Pentru că în anul trecut am avut o aplicație Și foarte multe premiere Foarte multe premiere online O aplicație care ne-a uh, suplinit să Și așa. în școli da, Ne-a suplinit cumva toată, uh, toată lipsa Adică artiștii noștri au filmat în continuu Am avut premiere efectiv pe care le-am avut doar online. Poveste de Crăciun, de exemplu, nici măcar nu se mai poate pune live pentru că a trecut Crăciunul. Dar alte premiere care s-au jucat uh, online, sigur acum se pot vedea și live. Una dintre ele este chiar peste două săptămâni cu Fița Roșie, un balet uh, extraordinar. Vorbeam ceva mai devreme, cât de dezarmantă este sinceritatea copiilor atunci când nu le place uh, ceva. Cum reușiți să i țineți în priză o oră de spectacol, uneori fără să respire? Cum reușiți să faceți spectacol și în sală cu ei? Pentru că ei interacționează cu cei de pe scenă, pun întrebări, râd, plâng uneori. Două paliere sunt foarte importante aici. În primul rând avem niște creatori extraordinari. Regizorii, dar și artiștii știu cu toții până la urmă la ce s-au înhămat, știu că au cel mai dur și mai realist public în față, cel care reacționează instantaneu dacă nu-i place sau dacă îi place. Uh, și pentru asta se pregătesc foarte mult gândiți vă că, așa cum a, ați spus, singura instituție de acest gen din lume care repetă zi de zi cu echipă de balet, cu orchestră mare, cu artiști, cu cântăreți, cu soliști, care toți repetă și joacă aproape exclusiv pentru copii. Sigur, pentru întreaga familie, că și ei vin cu, cu părinții. te întrerup o Asta secundă. E Ștefana, noi continuăm aici, înapoi la tine. Mulțumesc, Dana, emisiunea continuă așadar. Te rog. Al doilea palier era tocmai despre ceea ce am discutat în, în ultimele minute. Până la urmă să creezi o atmosferă din momentul în care intră în foaier. Trebuie să spun că uh, faptul că tot, tot timpul foaierul se schimbă, că foaierul este într-un anume fel îmbrăcat, să-i spunem așa. Uh, uite, acum, de exemplu, filmăm cu toți, cu, nu cu toți, cu cei care doresc, cu copiii care doresc, filmăm un, o emisiune dedicată mamelor pentru 8 martie, pe care o vom difuza. Pentru că avem un mini-studio în foyer și foarte mulți dintre copii vin și transmit mesaje mamelor. Sau avem 4 sau cinci mese la care îi pot lucra împreună cu artiști foarte cunoscuți și foarte mari și pot crea o păpușă sau un mărțișor dedicat, special, făcut de mânuța lor, pe care îl pot, cu care pot pleca acasă. Genul acesta de, de manifestare contează extraordinar de mult pentru tot publicul, nu doar pentru copii. De ce? Sunt studii care spun că în primele 10, poate chiar 15 minute de când intri în sală, tu de fapt ești prea conectat la ceea ce a fost în spatele tău, în lumea de zi cu zi și tu nu urmărești cu toată atenția spectacolul. Ei, dacă toți creatorii ar înțelege lucrul acesta și ar crea acest buffer, să spune, acest spațiu tampon în care tu îl să intre în, în poveste, copilu, atunci da. este mult mai simplu și mult mai frumos. Pentru că, evident, el e pregătit, are toate undele cerebrale acolo unde trebuie și atenția lui va fi întru totul uh, pe produsul cultural pe care îl ofer. Dincolo de actul artistic în sine, voi învățați copiii să se comporte. Da? Este acel mesaj înainte de spectacol care există peste tot în teatre, dar aici copiii chiar învață cum trebuie să se comporte într-o sală de spectacol. Da, cum spuneam și la început, responsabilitatea noastră este mai mare decât o altor instituții, pentru că la noi vin poate prima dată. Nu spun că nu vin și la Țăndărică sau la alte teatre pentru copii sau la Creangă, teatre care au spectacole foarte bune și dedicate copiilor. Totuși, la noi, sau la genul acesta de teatre în care copii vin de la o vârstă fragedă, cum spuneam, noi creăm public pentru celelalte instituții. De asta e foarte important să înțeleagă de ce nu trebuie să intri cu mâncare uh, la tine sau de ce nu trebuie să întrerupi în timpul spectacolului, de ce trebuie să-i atragi atenția părintelui tău dacă cumva nu și-a închis telefonul și alte lucruri de genul acesta pe care noi le transmitem copiilor tocmai pentru a-i educa, pe educa și pe părinți. Am înțeles. Uh, și nu e deloc deranjant. Am văzut că cei mici se conformează încă din foaier. Nu, nu simt toate acestea ca pe niște restricții. Fac parte din joc, fac parte din, uh, din spectacol. Ca orice alt lucru dacă reușești să-l transmiți cum trebuie și dacă reușești să-i pui povestea care trebuie și ambalajul necesar, uh, evident, se va duce exact acolo unde trebuie. Opera comică un copil generos, care nu este niciodată singur, spune soprana manager Felicia Filip, o imagine a copilului inventiv, năzdrăvan, curios și empatic. Practic, voi ați transformat opera comică pentru copii în acasa fiecărui copil care trece pragul acestei instituții Asta pentru că ne place foarte mult. Cum v-ați găsit această echipă? De la manager până la uh, cel care stă și uh, rupe biletele. Uneori sunteți uh, tot voi cei da. care stați la ușă și rupeți biletele la De asta la spuneam intrare. că ne place foarte mult. Pentru că pasiunea este cumva după chipul și asemânarea conducătorului. În momentul în care o persoană, care are renumele pe care le are doamna Felicia Filip și o vezi că stă în foaier și întâmpină pe uh, părinți și vorbește cu copiii, la apertu și dă Ia mâna cu și ei. și este un instrument de exact. marketing extraordinar. Și nu numai, n-aș spune că e doar de marketing. Pentru Aș că spune... vorbim despre zona asta. Da. Dar e a... un om extraordinar care susține orice, orice inițiativă pe care o aveți și asta mă întrebam, nu de unde este izvorul atâtor idei, dar cum reușiți să le materializați? Pentru că există proiecte care mor din fașă, există manageri de instituții culturale care doar plâng și se plâng că nu au, nu au cu ce de bugetele De asta vorbeam și cred că poate v-ați plictisit deja că tot folosesc cu sintagma schimbare de paradigmă. Pentru noi lucrurile au fost cu totul altfel. Noi nu am spus ce nu putem face, am spus că ceea ce visăm trebuie îndeplinit și trebuie găsite metode. Nu spus cum nu se întâmplă, ci întreaga echipă de comunicare, Vorbesc de zona pe care o reprezint și cu care lucrez zi de zi, dar în general această atmosferă este în întreaga operă pentru copii. Am avut mai multe, să spunem așa, întâlniri între toate departamentele și am transmis cu totul această informație și am văzut că toți funcționează cam după același model. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la noi nu e ca și cum te duci la serviciu. Și nici n-ar avea cum să fie așa, pentru că sunt zile în care stai până la 10 seara sau până la 11, sunt weekenduri în care tu te trezești la 7 dimineața ca să fie spectacolul la ora 10 cum trebuie din toate punctele de vedere. De asta cumva, dacă ai face-o doar ca pe o slujbă, cred că ai fi destul de nefericit, sincer. Dar asta pentru mine a fost simplu pentru că cum spuneam, având o mamă actriță, știam ce înseamnă să n weekenduri, să n-ai sărbători, să trebuiască să joci în ziua în care toată lumea era liberă și alte, alte, lucruri de genul acesta. Dar, în momentul în care îți place foarte mult, starea aceasta n-ai cum să nu o transmiți. De asta spuneam, pornind de la doamna Felicia Filip, care stă weekend de weekend în foyer, sau în mare parte de, de la spectacole și îi întâmpină, propriu zis, pe spectatori. Eu vă dați seama dacă ce mai energie. face un manager de, de teatru așa ceva? Nu vreau a. să facem comparații, că nu, nu este de datoria mea, dar vă spun că asta se transmite în aș întreaga lume. Ai întrebat-o și aș vrea să, să ne spui și nouă ce a răspuns. Pentru că vede aproape în buclă fiecare spectacol, nu da. doar la premiere, da. vine constant. Atunci când sunt spectacole. Asta înseamnă să-ți în placă foarte zilei. mult, asta înseamnă să ai pasiunea aceea pe care să o transmiți tuturor, nu doar din echipă, ci și spectatorilor. Evident că întreaga echipă e undeva pe acolo. Toată lumea muncește, toată lumea vrea să-și facă treaba, cum spuneam, nu doar ceea ce trebuie, ci tot timpul ceva mai mult. De Asta vine mai mult ideile pentru voi? Sunt. simți că vine mai mult pentru echipă sau nu, pentru Nu. Spectatori? Aș zice că vine pentru că îi place extraordinar de mult atmosfera sau cum uh, îmi spunea la un moment dat. Pentru că te încarci extraordinar de mult de energie pozitivă, transmițându-o și tu la rândul tău. De asta cumva voluntarii de la noi sunt cei mai mulți dintre toate instituțiile din, din București, poate chiar din România, vin cu toții în perioada asta, gândiți-vă de câte ori ne întrebau, dar hai să mai facem ceva spectacole ca să venim, pentru că vrem să facem ceva în weekenduri. Gândiți-vă că sunt copii care au școală de luni până vineri și care în weekend preferă să stea o ore la opera comică, câteva ore, bineînțeles, în care să-i primească pe copii să verifice biletele sau să le aducă niște pernuțe sau să fie cumva acolo cu un caiet program sau cu o informație în garderobă, de exemplu. Asta Schimbă cu totul mentalitatea tuturor angajaților. Pentru că altfel, doamnele uh, plasatoare, de exemplu, care sunt extrem de importante în, în orice instituție culturală, știu pentru că, printre altele, îmi place extraordinar de mult teatru și merg, cred că văd aproximativ 100 de spectacole pe an în, în uh, București. Și atunci pot să am o imagine foarte clară ce trebuie să facem. Ce putem să împrumutăm de la alții și cum putem să dezvoltăm anumite lucruri care nu sunt atât de, de bune în alte părți. Nu vorbesc doar de București, vorbesc și din întreaga lume. Pentru că, așa cum spuneam, visurile noastre vrem să le îndeplinim tocmai pentru că vrem tot timpul să căutăm metoda prin care el poate fi pus pe picioare. De exemplu, weekendul viitor începem stagiunea în curte. O să avem o grădină amenajată încă din weekendul viitor. Știu că am spus că îl facem din primăvară, dar ne grăbim un pic pentru că ne-am dat seama că vremea s-ar putea să ne permită. Și atunci vom avea deja ateliere în curte, vom avea expresul OCC care, prin care se vor plimba cu un trenuleț, vom avea păsări în copac, niște păsări foarte mari, în mărime, aș spune, naturală, dar nu chiar, chiar supradimensionate, și pe care un copil se va putea uita pe panou și va citi explicația dacă va apăsa butonul, pasărea va cânta într-un anume de fel. De unde aveți bani pentru toate aceste proiecte? Și întrebarea mercantilă vine din faptul că am avut aici doi invitați, doi directori de teatru, care abia reușeau să plătească din buget salariile artiștilor. Cum spuneam din nou, de schimbarea de paradigmă, ce ne-am propus noi foarte mult a fost să mărim foarte mult încasările. Adică voi veniți cu uh, fonduri extra bugetare, cu siguranță foarte mari. foarte mari. Pentru că nu am avea cum să creăm toată minunea aceasta de proiect. Evident că mulțumim primăriei și bugetului de la primărie, pentru că fără el, evident că instituția n-ar putea să funcționeze. Dar trebuie să recunoaștem, sau trebuie să vă imaginați că sunt 70 de angajați doar în instituție și foarte mulți colaboratori, oameni pe care îi aducem pentru spectacole, dar și pentru partea de comunicare sau de producție video, pentru că, iată, în aplicație trebuie să filmăm emisiuni, trebuie să le producem, trebuie să le difuzăm, trebuie să facem un anumit tip de promovare. Ei bine, toate acestea înseamnă buget de ex sau venituri extra bugetare, care la ora anului trecut, de exemplu, au fost cele mai mari din întreg spectrul cultural din București, dintre toate instituțiile din subordinea primăriei. Și vorbim de un an cu pandemie, dar în care totuși am jucat 100 de spectacole doar în vară și toamnă. Avusezem încă 75 la începutul anului. De asta spun că în momentul în care atelierele, din nou, eu, sunt o sursă foarte bună de venit, magazinul este o sursă bună de venit. Avem un magazin care vinde extraordinar de bine, inclusiv online, dar și la sediu, produsele despre care vorbeam, puzzle-uri, căni, magneți, toate lucrurile de genul acesta, dar și jocuri educative, lucruri care să-ți să creeze acea senzație, cum spuneam, de atmosferă pe care nu vrei să o uiți, de copilărie continuă pe care poți să o ții minte, ai de ce să o ții minte și vrei să te întorci tot timpul la ea. Am păstrat pentru final câteva întrebări la care, cu siguranță, răspunsurile vor fi cumva ca niște recomandări. De pildă, care este uh, spectacolul pe care nu are voie niciun copil să-l rateze? Wow! Doar asta un? e poate una dintre cele mai grele întrebări. Nu pot să-mi dau seama, nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Sunt extraordinar de multe spectacole foarte, foarte bune. Cred că dacă ar fi să aleg așa, aș putea alege hai să spunem, unul de operă, unul de balet și unul de muzică, dar da, le nedreptățesc clar. Uh, aș spune că... Unul care să fie accesibil pentru orice vârstă. Pentru că tot urmează acum Hansel și Gretel este opera operelor pentru toți copiii din lume. Este o poveste simplă, cu o o muzică absolut fabuloasă, cu un personaj negativ, fascinant, vrăjitoarele care au inspirat Noaptea Vrăjitoarelor. Un alt proiect foarte frumos al operei comice pentru copii, și cu Hansel și Gretel, cu niște partituri uh, extraordinare. Dar sigur le ne dreptățesc pe celelalte, eu o să-mi uh, am așa niște mustrări de conștiință. La balet, aici cred că e și mai greu, așa. Preferatul uh, meu este Spărgătorul de nuci. și cred că succesul. Cel mai mare, poate cel mai celebru balet al tuturor uh, timpurilor, cel care se joacă cu casa închisă deja de 4, poate chiar 5 ani, 4 ani cred, la Opera Comică, în conținut în care a depășit suta de reprezentații. Dă-mi un titlu de carte pe care un copil de 6, 7, 8 ani, care abia începe să citească, ar trebui să o aibă în bibliotecă. Uh... Uite mie la vârsta aceea, la Când care. Că, că mi-a plăcut foarte mult Cartea Junglei sau uh, zona aceasta de uh, cărți de aventuri, cumva. Jules nu mai spun, dar cred că e un pic de vreme da, la, la vârsta aceea. Dar Jules Verne a fost uh, fascinant pentru mine și mă bucur că mai sunt copii la atelierul pe care îl, la atelierele pe care le conduc și de filozofie și de dezbateri. Avem o zonă la sfârșitul fiecare ore, în fiecare săptămână, în care vorbim de lecturile din ultima lună. Și m-am bucurat foarte mult. Să aud că Jules Verne încă mai este la modă printre mulți, printre mulți copii. Am omis să spun musical. Și la musical nu pot să... Nu spun două nume, pentru că și sunetul muzicii, creația lui Răzvan Mazilu, dar și Madagascar, creația lui Emil Pantelimon, cu copii, sunetul muzicii este cu, cu adulți, ambele sunt niște spectacole, spectacole mari, spectacole absolut fascinante. Grele. Ele au fost cumpărate din străinătate, practic, cu licențe internaționale, așa cum va fi și premiera din, de la 1 iunie de anul acesta. Încă nu spunem titlul, pentru că nu e semnat contractul, dar va fi pe modelul acesta, Sunetul Muzicii sau Madagascar, o altă super producție de muzică la, la începutul verii, așa și cum ultima, vă spuneam și de Carmen. Ultima întrebare. Dacă ai fi copil, ce ai face? Cu, în primul rând, cu siguranță m-aș duce la opera comică pentru copii sau aș profita de tot ceea ce îmi oferă Bucureștiul la ora aceasta pentru că, slavă Domnului, îmi oferă foarte multe. Dacă n-aș fi la vârsta să aleg, cel puțin m-aș ruga foarte tare de părinții mei să mă ducă la opera comică pentru copii și la toată lumea care, minunată care este acolo. Mulțumesc, Mădălin, emisiunea s-a încheiat. Mulțumesc mult pentru acest dialog. Sper ca telespectatorii noștri și cei care ne-au urmărit și în online, în direct, să, să meargă la opera comică pentru copii, deși sper, sper că ați fost deja mulți. Domnilor, domnilor, România în realitate, o altfel de realitate, iată, există și această realitate, este la final. Sunt Dana Maxim, vă mulțumesc mult că ați stat cu noi. La revedere!